Salutare tuturor! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbesc despre Moringa oleifera. Eu am promis că fac un film aparte din cauza că această plantă este cea mai dens bogată în nutrienți decât oricare altă plantă pe planeta noastră. Această plantă care conține aproape lista a tuturor vitaminelor, ea conține 9 minerale, conține aminoacizi esențial și neesențial. Apropo, din 20 cât există pe fața Pământului și 9 sunt esențial, pe tăți 9 ea îi conține. Mai mult decât atât, ea conține acești grași. Și plus, ca macronutrienți, ea conține și carbohidrat, și proteină, și grăsimi. Adică toate o să le găsiți în filmulețul de astăzi. Ca de obicei, eu am să-l pun pe slide-uri ca să rămână mai bine să structurăm informația. Acum apare o întrebare. Carolina, de ce tu îmi spui de Moringa oleifera? Uite, eu locuiesc în Moldova, România, pe mine m-ar interesa plantele de aici, dar nu mă interesează, de exemplu, oarecare plantă care crește gen Asia Mijlocie sau Africa, India, gen în zonele astea așa mai subtropicale. Dar eu vreau să spun că atât timp cât dumneavoastră nu ați dat analiza ADN, dar eu am dat-o, eu vreau să spun că noi suntem urmașii a foarte multor popoare. Și în analiza ADN, care am dat-o și eu și copiii mei, noi am văzut că noi suntem urmașii cu sute de ani în urmă, poate cu mii de ani în urmă, și celor veniți din Africa, și celor din India din Nord, North China, Iran, mai ales Turcia, fiind sub dominație de 300 de ani, a fel avem și Italie, și Grecie. Adică trebuie un pic cumva să plecăm de la chestia asta, rasă pură, nu știu ce, fiindcă noi oricum suntem un amalgam de toate popoarele. Și pentru cel cineva care consideră că în țara unde te-ai născut, acele plante trebuie să te ajute, păi să știți că în sângele dumneavoastră curge un număr variat și lung de listă de diferite popoare și înseamnă că exact unde trăiesc popoarele cele ar trebui pe dumneavoastră să vă ajute. Dacă gândiți că conceptul ăsta lucrează. Haideți acum eu pe ecran, încetul cu încetul, să încep să spun totul ce am pregătit pentru dumneavoastră. În primul rând, care sunt persoanele care ar fi interesate de această Moringa oleifera? Prima la mână, sunt absolut toate persoanele care au oarecare deficiență de nutrienți, începând și glandă tiroidă, mai ales persoanele cu diabet zaharat, persoanele cu imunitate compromisă, persoanele care au, de exemplu, poate au sarcopenie, pierd densitatea musculară, mai cu precădere persoanele care au anemie. În sensul că în majoritatea cazurilor ea se consideră planta de la toate bolile. Acum pe slide-ul următor eu îl pun ca macronutrienți dumneavoastră să vedeți ce conține el, că el conține și proteină, și grăsimi, carbohidrați, el conține fibre care ajută ca să aibă loc mișcarea maselor fecale în intestinul gros. Ea conține lista de aminoacizi, e pur și simplu uluitoare. De exemplu, în funcție de pământul pe care crește această plantă, ea poate să conțină de la 14 aminoacizi până la 19, dar el de tot există 20. În cazul în care chiar dacă dumneavoastră găsiți o plantă, de exemplu un model care e crescut, să zicem, pe un pământ așa, mai nu chiar, de exemplu din Mexic, eu am văzut în studii că el conține 19 aminoacizi, dar ăștia din India 14 aminoacizi. Foarte bine! Și 14 e absolut minunat! Mai departe, pe slide-ul următor, eu, de exemplu, arăt toți acești grași și mineralele pe care le conține. Uitați-vă la conținutul de mangan și de fier. Ca să înțelegeți, manganul are o parte mare și importantă, esențială, în ceea ce ține de sensibilitatea celulei la insulină. De-aia ajută enorm de mult în diabetul zaharat, adică el ajută la combaterea diabetului zaharat și ajută pentru toate persoanele cu anemie, fiindcă exclusiv doar persoanele care au gena cu hemacromatosis, care de la 50 de ani se începe a acumula foarte mult fier, ăștia moringa nu trebuie să o ia. Sau invers, poate să o ia, dacă se duce și se dă la laborator o parte din sânge, ceea ce așa trebuie să-l facă, atunci cantitatea de fier o să-i cadă, în schimb, reglând așa o varietate, o listă atât de lungă de micronutrienți, această persoană s-ar putea să scăpe de o listă foarte lungă de alte boli.
Pe următorul slide eu am pus, o să pun ca de obicei studiile pe care eu le-am găsit, dar ca să înțelegeți, eu când am dat de Moringa Oleifera, asta erau 100 de studii. Eu am ales așa vreo 5-6, am pus exact adresa, link-ul, cum dumneavoastră puteți să intrați, ca de obicei ele sunt în limba engleză, le puneți Google Translate și traduceți. Dar ceea ce vreau să spun, asta este că el ajută și pentru reglarea colesterolului, fiindcă conține aminoacizi în reglarea colesterolului. El are și antioxidanți, și antifungic, și hepatoprotector pentru ficat, și ajută la rinichi, și ajută la vasele sangvine, și la intestinul subțiri. El foarte bine ajută la glanda tiroidă. Vă recomand să vă uitați exact slide-ul cu aminoacizi, să vă uitați ce procent de tirozină conține. Tirozina este exact aminoacidul cu care medicii endocrinologi tratează glanda tiroidă. Dar el conține și alți aminoacizi care sunt precursorul tirozinei și însuși tirozina. Adică este o plantă absolut minune. Ea, de exemplu, poate fi folosită pe termen lung, dar în recomandarea mea și în ceea ce am ascultat de la alți medici, este foarte bine de primit 3 luni și după asta de făcut o pauză și iarăși 3 luni, în funcție de bolile pe care dumneavoastră le aveți. Mai departe, eu am făcut o descriere ca să înțelegem exact care vitamine le conține. Aici cu un pic de explicație am pus la ce sunt bune aceste minerale, dar clar că asta ajută în metabolismul nostru și asta este de fapt cel mai important, că noi vrem să reglăm metabolismul. De fapt asta și este scopul filmulețului de astăzi, ca eu să arăt că cu o singură plantă noi putem regla o varietate enormă de boli. Adică o persoană care are grijă să-și suplinească nivelul de vitamina D și mai primește și Moringa Oleifera, în foarte scurt timp o să aibă o altă calitate a pielii, fiindcă are aminoacizi pentru piele, o să aibă altă calitate a părului, o să aibă alte funcții, mai îmbunătățite funcția glandei tiroide. Clar că dacă se reglează aportul glicemie, asta o să fie foarte bine pentru metabolism. Eu vreau să arăt ce am eu. Eu personal mi-am cumpărat așa o cutie de mare, ea are un kilogram. Îmi place, eu le mai fac cadou și la mătușile mele, care sunt așa un pic mai reținute la a procura diferite suplimente, deși un kilogram asta e foarte ieftin. Din cauza că e o plantă care crește și în ghivece, ea crește oriunde, dar nouă ne trebuie mai degrabă cea care crește în pământ, fiindcă ea scoate substanțele nutritive din pământ, reiese că ea e o plantă extrem de ieftină. De exemplu, eu pe un kilogram am dat gen 15 lire sterline, pe un kilogram întreg. Dar asta ți ajunge pe câțiva ani înainte. Pe următorul slide eu vreau să mă opresc exact la capitolul capacitățile de antioxidare, la reglarea glicemiei și la reducerea inflamației. Eu am ascultat mai multe din engleză care persoanele cu artrită, adică persoane care deja stăteau pe morfină de durere de la artrita pe care o aveau. Și cum ei spun că oameni buni transmiteți din gură în gură că artrita noastră s-a tratat foarte mult din cauza că ei au administrat Moringa Oleifera. Și eu zic că atât timp cât oamenii ăștia cu atâta bunătate în suflet, eu vorbesc cu oameni care stăteau, de exemplu, în bolile astea incurabile de ani, de zile și ei vor să împărtășească ca lumea să afle, ca populația să afle, că uite, asta ajută și asta costă 2 bănuți, efectiv. De exemplu, la capitolul reglarea glucozei în sânge. Eu aș fi vrut ca, în general, noi să înțelegem că ce înseamnă mărirea de glucoză. Atât timp, glucoza e esențială pentru noi, pentru activitatea corpului și pentru metabolism. Dar atunci când ea trece de mărimea asta, de asupra la 5,5, dar mai ales hemoglobina glicată trece de 5,5, adică hemoglobina, adică glucoza lipită de proteina hemoglobină pe o durată de 3-4 luni. Ea e mai mare de 5,5. Asta aduce, în primul rând, la stres oxidativ și la glucolizarea celulelor. Imaginați-vă că dumneavoastră luați o bucățică de carne, o puneți în cuptor și ea pur și simplu se prăjește pe din afară. Exact asta fac celulele noastre. Și atunci când noi primim moringa, din cauza că ea are
proprietățile astea de antioxidare, ea conține omega-3. Uitați-vă la acidul linolenic, adică linoleic omega. Și așa sau linolenic, asta e omega-3. Uitați-vă ce cantitate de omega-3 el are. Adică dumneavoastră primiți un amalgam de suplimente într-o singură plantă. Și ce înseamnă stres oxidativ? Dacă noi luăm un măr, un măr calitativ, nu vorbim un măr de pe market care deja e dat cu nu știu ce, și mușcăm o gură și dacă o mai ținem la aer, ea imediat se depune cafeniul ăsta. Păi asta se numește oxidare. Exact asta se întâmplă și la noi în corp atunci când noi avem prea mult stres oxidativ cumulat și în ajutor nouă ne vine vitamina E, ne vine vitamina C, diferiți polifenoli, quercetina vine, de exemplu, rutina vine, ceea ce conține ceapa roșie mai ales. Adică antioxidanți sunt mai mulți, dar dacă să vorbim că cu ieftin și mai degeaba obținem totul la pachet, asta clar că ajută. Și mai ales asta ajută la sensibilitatea la insulină. Dar cu părere de rău, noi deja după 35 de ani avem probleme cu sensibilitatea la insulină. Pe următorul slide, eu am mai pus niște studii, dar credeți-mă că ele sunt atât de multe, eu doar am vrut să arăt că unele sunt legate de dislipidemie, fiindcă, haideți, una că reglează raportul glucoză-insulină, asta e foarte bun și super, super, super important, dar reglează dislipidemia, fiindcă ea are foarte mulți acizi importanți și acizi grași importanți. Ce înseamnă dislipidemie? Dislipidemia înseamnă HDL-ul foarte jos, trigliceridele și LDL-ul foarte mare. Și când noi o să dăm la analiza la LPA, atunci el o să fie un indicator mai mare. Asta înseamnă că noi avem prea mult lipoproteine oxidate. Și ea că iarăși moringa oleifera le tratează pe toate. Pe următorul slide eu am pus lista aminoacizilor esențiali și neesențiali. După cum am spus, din 20 cât există pe fața Pământului, el le are pe toate 9 esențiale și pe restul neesențiale, dar cele esențiale, asta înseamnă că noi trebuie să le primim cu mâncarea și neesențiale, asta înseamnă că ele o să producă la noi în corp din altele esențiale care noi mâncăm. Dar ele sunt foarte importante pentru funcția, pentru pielea noastră, pentru vedere, pentru neuroni, pentru piele, pentru păr, pentru mușchi, pentru hormonii noștri, pentru toate organele și sistemele de la noi din corp. După cum am spus că sunt soiuri de moringa care au 19 aminoacizi, dar eu cred că în cazul în care se nimerește una cu 14, cu 15, eu cred că asta e deja foarte mult, fiindcă noi chiar avem nevoie să scoatem toate inflamațiile astea din corp și să reglăm glicemia. Pe următorul slide, îi luat dintr-un filmuleț mai înainte, care eu l-am pregătit, dar rămâne tot același, cum se administrează moringa, de exemplu că el se ia 3 luni, se face un pic de pauză, se începe de la doză mici, ca corpul să se deprindă, o să observați că o să începe să vă duceți mai des la baie, fiindcă el asigură o motilitate mai bună a corpului și iarăși persoanele care au ferul și feritina peste normă, trebuie să se ducă la laborator să dea sânge și într-un ferm și altul trebuie să ducă să le dea, fiindcă să aducă la fibrodizarea ficatului. Adică de vreți, de nu vreți, de aveți gena asta, oricum trebuie să ajungeți acolo, dar în schimb moringa poate să vă ajute să vă fie așa un prieten. Am pus și un slide pe care puteți să intrați, care sunt, dar ele sunt sute, efectiv sute. Atât pentru ziua de astăzi. Eu tare sper că am fost convingătoare. O să fac într-o zi și un film cu acidul linoleic. Vreau să fac un film cum să curățăm vasele. Doar că toate necesită timp. Fiți sănătoși, luminoși și o zi cât mai frumoasă în continuare.